Aflată la prima participare într-o competiție națională, echipa ACS Volei Club Zalău a pierdut sâmbătă la orele amiezii și cel de-al doilea joc cu CSM Câmpia Turzii din prima fază a play-off-ului diviziei a doi la volei masculin și a ieșit din lupta pentru accederea în primul eșalon voleibalistic al țării. ACS Volei Club Zalău, reprezentanta județului Sălaj în divizia a doi, a avut un parcurs foarte modest la prima aventură în cel de-al doilea eșalon voleibalistic al țării. Gruparea de la Poalele Meseșului a încheiat sezonul regulat pe ultima poziție în clasamentul seriei vest, iar în play-off, echipa zălăoană nu a reușit să producă surpriza, deși s-a întărit pe finalul sezonului. În prima fază a play-off-ului, ACS Volei Club Zalău a avut ca adversară ocupanta locului 2 în clasament la finalul sezonului regulat, echipa CSM Câmpia Turzii, grupare pe care zălăoanii au învins-o în penultima etapă disputată pe propriul teren în data de 30 ianuarie cu scorul de 3-1. Cu Claudiu Iov, printre titulari, jucător care în ediția precedentă de campionat s-a antrenat cu echipa vicecampioană, zălăoanii au crezut că pot produce surpriză în play-off și să scoată din cursă pentru calificarea în primul eșalon gruparea din județul vecin. După un joc extrem de echilibrat la Câmpia Turzii, sălăjenii au pierdut primul joc din cele trei programate cu scorul de 3-0, pe seturi 25-23, 26-24, 25-23. Conducerea grupării de la Poalele Meseșului speră într-o victorie în partida de la Zalău și trimiterea confruntării cu Câmpia Turzii în meciul cu numărul 3. Din păcate pentru formația zălăoană, lucrurile nu au mers așa cum au dorit cei din Zalău. Sâmbătă după amiază, de la ora 14, în sala sporturilor din municipiu, replica echipei gazdă a fost modestă. Fără preluare și cu multe deficiențe în atac, ACS Volei Club Zalău s-a aflat în puține momente la cârma jocului și au cedat partida de pe teren propriu, la fel ca și la Câmpia Turzii, cu 3-0. Dar de această dată, diferența pe seturi nu a fost la fel de strânsă. După ce au pierdut cu 22-25 și 21-25 primele două seturi, în actul al treilea, zălăoanii au părut capabili de o revenire. Dar pe final de set s-au stins și gruparea clujană a închis partida după ce a câștigat și cel de-al treilea act, după prelungiri, cu 27-25. În urma eșecului suferit, ACS Volei Club Zalău a ieșit din lupta pentru calificarea la turneul de promovare în divizia A1.